Iubiții mei, mulțumim Domnului că și în seara aceasta suntem mai aproape de cer. Oricum, ori de cer, ori de iad, prin faptul că viața ta trece cu încă o zi, ești mai aproape. Mă rog să fii mai aproape de rai. Amin. Citesc un singur verset, iubiții mei, din Efeseni, capitolul 5, cu versetul 16, pagina din Biblie 1149, unde cuvântul Domnului spune astfel: răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi, să spunem, slăvit să fie Domnul. Amin. Iubiții mei, cu bani poți să cumperi un ceas, însă nu poți să cumperi timp. Iar ceasul care l-ai, poți să-l dai când vrei înapoi. Timpul însă, niciodată. Atunci când ne-am născut, și spun acest lucruri pentru că sunt și prieteni între noi, atunci când cineva se naște, el este încadrat în trei dimensiuni: spațiu, materie și timp. Cele trei dimensiuni nu pot să existe individual. Nu există spațiu fără materie sau timp fără materie sau materie fără spațiu sau fără timp. Fapte 17, mai multe detalii. Atunci când, iubiții mei, copilașul, soția mea a născut recent al șaptelea copilaș, mulțumesc, nu ne invidiază nimeni, când copilașul se naște, prin prima respirație, el vine din viața intrauterină în viața fizică, aș putea spune, iar prin ultima respirație el se mută din viața fizică în viața veșnică. Mă uitam la copilașul meu în spital și mă gândeam, oare s-o fi gândit în uterul mamei cum gândesc ateii, care spun, nu cred că există nimic dincolo. Așa că ar părea paradoxal, să zic așa, ar părea prostește, nu? Să se gândească, auzi, dacă nu văd nimic dincolo, sigur nu există o altă lume. Iubiții mei, din punct de vedere al Scripturii, Dumnezeu ne-a încadrat în timp, materie și spațiu. Și acum ascultați-mă foarte atent. Pocăință, iertare, speranță, înnoire, șansa la viață veșnică există doar în aceste dimensiuni, între data nașterii și data morții. Ajunge bogatul din Luca 16 în iad, se uită la cer, vede pe Avram și pe Lazar și are două rugăminți. Și spune, părinte Avrame, trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba. Și la frații mei care sunt acasă și încă sunt în timp, materie și spațiu, trimite-l pe Lazar și să le spună să se pocăiască. De ce nu a zis bogatul în iad, trimite pe Lazar să-mi spună să mă pocăiesc? Iubiții mei, orice om care pleacă din viața asta e conștient că pocăința nu mai e valabilă și nu mai este oportună sau deschisă sau disponibilă în momentul când ai plecat de aici. De aceea am citit acest verset în care Pavel spune, răscumpărați vremea. Când cumperi ceva e una, când răscumperi ceva înseamnă că mergi la lucrul acela în trecut, ți-ai dat seama că nu l-ai folosit într-un mod corect și vrei să mai faci ceva. Și acum o să spun, frate Cristi, cum pot să mă întorc eu în trecut? Iubiții mei, am în fața mea un telefon și fiecare dintre voi aveți un telefon. Fiți atenți ce simplu e de explicat lucrul acesta. Dacă eu mă uit la un video pe telefon și la cel care îi în video îi stătea cămașa într-un mod greșit, da? Gulerul sau eu știu ce, îi lipsea un nasture. El nu poate să meargă înapoi în urmă cu 5 ani să pună din nou nasturele ăla, să filmeze video-ul din nou în aceeași dată. El trecând prin timp, materie și spațiu, o pleca de acolo. Eu, pentru că sunt în afara videoului, pot să mă întorc în spate, să-i pun nasturile la cămașă, să-i rezolv problema care el a avut-o, pentru că eu nu sunt în video. Eu sunt în afara videoului. Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul Sfânt sunt în afara timpului nostru. În momentul când cineva se uită în spate și își dă seama că a greșit, își dă seama că în ziua aceea nu trebuia să fie în locul în care a fost, îi pare rău, se jălește, plânge și spune, Doamne, iartă-mă de păcatul acela. El nu poate merge fizic să-și repare problema. Prin pocăință, însă prin lacrimă, prin căință, Dumnezeu merge în trecutul tău și rezolvă problema aceea. Și pentru asta îi mulțumesc. Slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, vreau să ne uităm în această seară la câteva ceasuri pe care Dumnezeu le are pentru fiecare dintre noi. Să știți că am avut impresia asta în viață câțiva ani, că pot să-L fac pe Dumnezeu să facă ce vreau eu. Dar nu e așa.
Sunt momente, sunt ocazii despre care se vorbea aici așa de frumos, pe care Dumnezeu le planifică în viața noastră umană. Dacă le ratăm, s-ar putea să nu mai avem șansa să ne întâlnim din nou cu El. De exemplu, în seara asta, noi nu o să ne mai întâlnim niciodată în formula aceasta, exact cu aceeași îmbrăcăminte, exact cu aceeași vârstă, exact cu aceeași mașină, exact cu aceleași vise. Totul este unicat în timpul vieții noastre pământești. Și atunci cerința care eu am în această seară nu este să-L pun pe Dumnezeu să-și mute ceasul după timpul meu, ci să-mi schimb eu ceasul după timpul Lui. Pentru aia Iisus Hristos, când este dus să fie răstignit, vede o grupare de oameni care plângea. Ce spune? Dacă ați fi cunoscut vremea cercetării voastre, și apoi spune despre faptul, plângeți-vă pe voi, nu vă plângeți pe mine. Cu alte cuvinte, a spus Iisus Hristos, voi n-ați înțeles cât e ceasul meu. Ați avut 3 ani jumate în care v-am predicat, v-am vorbit. Acum e aproape prea târziu să mai plângeți, să mai faceți de o schimbare. Iubiții mei, primul ceas despre care vreau să amintesc foarte scurt este ceasul trezirii. Ceasul trezirii. Roman, capitolul 13:11, Biblia spune, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. La fel cum există un somn fizic, există un somn spiritual. Și a zis Pavel, mă aștept de la voi să vă treziți și să recunoașteți că Dumnezeu vă vorbește. Iubiții mei, eram copil și mama mea intra în cameră la ora 7 dimineața și pentru gestul ăsta am urât o an de zile. Și ne trezea pe toți și ne trimitea la școală. Acum îi mulțumesc că dacă ne-ar fi lăsat să dormim până la 11, am fi ajuns repetenția Radului. Vedeți, noi, slujitorii, predicatorii care încercăm să-i trezim pe oameni prin Duhul Sfânt, nu suntem iubiți de toți. Nici Domnul Iisus nu a fost iubit de toți. Ceea ce vreau să spun este că somnul este un lucru simplu, adormi ușor. Trezirea este un lucru greu. Trezirea este un lucru care deranjează. Dar există această șansă că atunci când te trezești să recunoști prezența lui Dumnezeu acolo unde ești. Genesa 28:16. Era Iacov un fugar, era un om care a obținut binecuvântarea cum a obținut-o. Probabil că avea o plasă în mâini, folosesc termene din ziua de astăzi, câteva lucruri care au putut să le ia pe fugă, ca să nu-l vadă frate-s-o și să-l prindă. N-avea niciun viitor, n-avea perspectivă, n-avea ideal, nu știa ce va face mâine. Nu știa ce o să mănânce, ce o să bea, unde o să meargă. Ajunge într-un loc, pune capul jos. Și în visul acela Dumnezeu era tot scară. Și leagă cerul cu pământul. Și m-aș dori în seara asta la Argan, dar să cerceteze Dumnezeu fiecare persoană. Și spune Iacov când se trezește, oameni buni, zice, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Și poate ești pentru prima dată într-o biserică penticostală și ai auzit rugăciuni cu foc. Și ai spus, ce urlă ăștia așa aici? Îmi scria cineva, frate Cristi, te ascult pe YouTube până în momentul când încep să strici. Când încep să strici, nu mai pot. Opresc. Și am zis, când te uiți la meci și ăia urlă, de ce nu oprești? Ăia pentru o minge care se învârte, strigă și urlă de parcă e finalul lumii, parcă e Armagedonul. Și eu n-am voie să strig pentru un om care merge spre iad. Poate că printr-un strigă îl trezesc, nu știu, poate printr-o idee de predică. Poate vine Dumnezeu printr-o boală, nu știu, are Dumnezeu metodele Lui. Dar în seara asta ce vreau să se întâmple este pentru cei care încă nu s-au trezit să fie ceasul trezirii. Doamne ajută-ne la asta. Iubiții mei, în al doilea rând, un alt ceas pe care îl amintesc foarte repede este ceasul rugăciunii. Biblia spune în Fapte, capitolul 3, cu versetul 1, Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Este interesat de remarcat în acel text că ologul a ajuns înaintea păstorilor la biserică. Și poate că uneori oamenii bolnavi ajung înaintea noastră. Avem la noi sora aceea de care vă spuneam azi dimineață cu piciorul tăiat, care e în cărucior, de multe ori ajunge înaintea mea la biserică. Mi-e rușine să recunosc asta, dar o recunosc. Eu am mașină din 2016, ea are cărucior, cred că din anii 90. Și m-am dat seama că nu-i problemă de kilometri, nici de cai. E problemă de altceva. Știți de ce? De inimă. În dimineața înviere, cine a ajuns primul la mormânt? Ucenicul iubirii. Dragostea ajunge prima, să știți. O înțeles ologul că e ceasul rugăciunii. O venit și Petru și Ioan.
Iubiții mei, vă spuneam azi dimineață că nicio căsătorie nu poate rezista fără comunicare. Eu vorbesc cu Dumnezeu prin rugăciune, Dumnezeu vorbește cu mine prin cuvânt. Am această întrebare, ai un ceas al rugăciunii sau ai un moment al rugăciunii în care te rogi? Nu știu cum e la voi aici la Bacalaureat, dar am văzut la noi în luna mai-iunie, deja încep să vină biletele la învon. Rugați-vă să cam bacul. Până atunci nu l-ai văzut la rugăciune, el n-avea timp. Era ocupat cu Delta Force, cu Call of Duty, cu TikTok, cu FIFA 2022, știți? Și acum ne bagă până la rugăciune. Pentru că românul, știți când se roagă? Când ajunge la ananghie, când ajunge în probleme, în necazuri. Iubiții mei, ce m-a plăcut foarte mult la Daniel. Daniel nu a zis în fața gropii, împărate, stai un pic să sun un proroc, să văd, lei din groapă de la circ sau din pădure? Să știu și eu ce facem, intrăm, ne jucăm? Sau e vorba de viață și de moarte? Bătrânul Daniel, la 80 de ani, coboară în groapa cu lei, cu demnitate, fără teamă, știind că Dumnezeul pe care l-a slujit în afara gropii va veni cu el acum în groapă. Unde vreau să ajung? Fă-ți timp să te rogi cât timp e sănătos și când vei fi bolnav și poate nu mai poți să te rogi, va pune Dumnezeu pe alții să se roage pentru tine. Fă-ți timp să-L cauți pe Dumnezeu în rugăciune cât timp ai frigiderul plin. Și atunci când o să ai frigiderul gol, Dumnezeu va trezi persoane. Știu cazuri în România de oameni treziți din somn. Și au zis, Doamne, du-te la casa cu tare, umple porbagajul și împarte. Dacă Daniel nu s-ar fi rugat în afara gropii, în fața gropii sau în groapă, ar fi tremurat de frică. Vă garantez că cei care au venit după Daniel, părâșii lui, când au intrat în groapă și au văzut ce-i acolo, au început cu strigăte mari și cu lacrimi. Dar nu a apucat să zică amin la rugăciune. Iubiții mei, nu există creștin fără rugăciune. Nu există creștin care să-L iubească pe Dumnezeu și să nu iubească rugăciunea. E atât de mare harul și unii dintre voi, dacă nu cei mai mulți, sunteți în seara asta aici, pentru că ați avut o mamă sau un tată în România, un bunic sau o bunică, care s-a pus între pământ și cer și a mijlocit pentru voi. Știți că multe din binecuvântările pe care noi le avem, le avem din cauza unei mame sau unui tată sau unui bunic care nu știu ce înseamnă iPhone 14, care nu știu ce înseamnă să te loghezi pe Facebook, să dai sign up sau sign in. Habar n-aveau de asta. Care nu au mâncat la KFC sau la McDonald's în viața lor, că au făcut economie toată viața. Îmi aduc aminte de bunica mea, am avut primul telefon, era în clasa la 9 sau 10, nu mai știu exact. Bucuros, un zi mă îndână la cât o cărămidă. Eu bucuros, am crezut că am insulă, Dubai, da? M-am dus la bunica mea și am vrut să o iau așa la mișto. Și am zis, bunica, deschide telefonul ăsta. Apropo, bunica mea avea telefon din ăla, știți, cu fir. Că atunci când oamenii aveau telefonul cu fir, spunea cineva, ei erau liberi. Noi l-avem fără fir și suntem legați. Și am zis către bunica mea, bunică, deschide. S-a uitat la el, nu știut, mi l-a dat înapoi. N-am râs de față cu ea, dar am râs în inima mea. Știți ce m-a spus Domnul în urmă cu câțiva ani? La câțiva ani după moartea bunicii. O zis bunică ta, nu știa să deschidea telefonul, dar când se punea pe genunchi, deschidea cerul. Noi acum deschidem telefonul cu Face ID-ul, cu fața, dar lacrimile care deschid cerul nu mai sunt. Știți? Iubiții mei, aș vrea în seara asta să înțelegem că avem nevoie de un ceas al rugăciunii. O zis Ravenhill, trebuie să ne rugăm dacă vrem să ducem o viață sfântă. Trebuie să trăim o viață sfântă ca să ne putem ruga. O să mă întreb, haide, dacă contează că sunt ortodox, baptist, penticostal? Nu, dar nici nu te-am întrebat de religie. Eu te întreb doar atâta, când se roagă cineva, când ne-am rugat mai înainte, ai stat cu ochii deschiși la rugăciune? Te plictisește rugăciunea? Dacă eu mă plictisesc în relația cu soția mea, înseamnă că s-ar putea să nu mai iubesc. Dacă mă plictisesc aici la biserică, ce o să fac în cer? Doamne, ajută-ne să ne rugăm. Iubiții mei, m-a întrebat cineva, Cristi, unde ai ajuns cel mai sus în viață? Care a fost apogeul la care ai ajuns? Și am zis, cel mai sus în viață. Am ajuns la picioarele lui Iisus când m-am pus pe genunchi. Recunosc astăzi în fața voastră, după 36 de ani de viață, n-am avut bucurii mai mari în viața asta decât la rugăciune. Acolo în zdrobire, acolo în apăsare, în smerenie, în umilință, acolo când am atins pământul cu genunchi, de fapt cu cerul, am atins inima și l-am simțit pe Dumnezeu aproape. Și aș putea să vă spun multe răspunsuri la rugăciuni pe care le-am avut. Și asta e o dovadă
frumoasă că umbli cu Dumnezeu, că ai rugăciune ascultată. Un al treilea ceas, iubiții mei, despre care vreau să amintesc, da? Ceasul trezirii, ceasul rugăciunii, un al treilea ceas despre care vreau să amintesc este ceasul prigonirii. Biblia ne vorbește și ne spune că cei care umblă cu Iisus vor fi prigoniți. Eu nu o să vă prezint azi că dacă vă pocăiți, totul o să vă meargă bine. Nu. O zis Domnul Iisus, dacă pe mine m-au urât, și pe voi vă vor urâ. Marcu 13 cu 11. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul. Uitați-vă, există un ceas al prigonirii. S-ar putea să fii prigonit de colegii de clasă, de spanioli, de români, când le spui că ești pocăit, de colegii de servici. S-ar putea să fii prigonit de un șef care a văzut că ești pocăit și să aibă treabă cu tine. Richard Vurba mi-a mărturisat ceva frumos și mi-am scris aici că m-am rămas foarte marcat. În pușcăria din Târgu Ocna era un deținut foarte tânăr, avea 18 ani, pe nume Matkevici. La 18 ani a fost închis. Din cauza torturilor dese și adânci, a ajuns să fie bolnav grav de tuberculoză. Familia a aflat lucrul acesta și prin eforturi foarte mari i-a trimis cu greutate 10 sticluțe de streptomicină care ar fi putut să facă diferența în viața lui Matkevici dintre viață și moarte. Când au ajuns aceste sticluțe de streptomicină la gardianul închisorii, gardianul a chemat pe Matkevici și a spus următoarele cuvinte: aici sunt medicamentele care îți pot salva viața, dar, oficial, nu ți este permis să primești nimic de la familie. Eu, personal, a spus el, aș dori să te ajut, ești tânăr, nu vreau să mori în închisoare. Ajută-mă ca să te pot ajuta și eu la rândul meu. Dă-mi informații despre ceilalți prizonieri, așa încât să pot justifica înaintea superiorilor mei de ce ți-am dat aceste medicamente. Vreau să vă întreb ce ați făcut. Auziți răspunsul lui Matkevici. Nu vreau să rămân în viață și să-mi fie rușine ca atunci când mă uit în oglindă să zăresc fața unui trădător. Nu pot accepta așa ceva. Prefer să mor. Matkevici s-a întors de la discuția cu ofițerul politic și a murit în aceeași celulă în care eram și eu. L-am văzut murind preamărindu-l pe Dumnezeu. A preferat să moară în loc să-și vândă frații. Numai un om plin de Duhul Sfânt poate să facă asta. Numai un om care își dă seama că răsplătirea lui Dumnezeu e veșnică și ceasul acesta al prigonirii doar temporar. Vine ziua, iubiții mei, când și noi va trebui să stăm față în față cu prigoana. Cea mai mare prigoană care ne așteaptă din istoria lumii e înainte, e în față. 3 ani jumate, nu știm când vor începe. Spunea o cântare: ce-i face în suferință, în prigoană, dacă astăzi nu-ți aduni răbdare prin credință și har prin rugăciune. Un alt ceas despre care vreau să vorbesc este ceasul vindecării. Matei 8:13, apoi a zis sutașului: du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Uitați că Dumnezeu are și un ceas al vindecării. Nu știu prin ce boală treci astăzi, prin ce problemă treci, dar important e, de aia am pus ceasul trezirii mai înainte și ceasul vindecării mai târziu. Important e mai întâi să fie vindecat sufletul și apoi să fie vindecat trupul. Vreau să vă întreb, ce folos că mergi în mormânt sănătos dacă nu ești pocăit? Dacă mergi sănătos spre iad, cu ce te ajută? Prefer să mă duc bolnav spre cer decât sănătos spre iad. Am văzut oameni care trimit bilete la amvon: am diabet, am tensiune, am cancer, am atac cerebral. N-am primit în 14 ani de slujire niciun bilet care să spună așa: am mândrie, rugați-vă pentru mine. Ați auzit om pus la disciplină în biserica pentecostală că e mândru? Nu pot să supor pe cineva, rugați-vă. Iubiții mei, sunt și astfel de boli. Dar și din punct de vedere trupește, dacă treci prin ceva greu, există un ceas pe care Dumnezeu îl are în vedere și dacă este voia Lui, îți poate da vindecare. Doamne, lucrează și în sensul acesta. Am fost 6 luni bolnav cu oasele, frate Sturgare, eu știu, când am fost plecat în America împreună cu ei, făceam de 4 ori baie pe noapte, foarte, foarte greu reușeam să lucrez, să predic, să mă duc într-o parte sau în alta.
Dacă mai pot ajuta te rog cu sticla aia să nu mai faci gălăgie, mulțumesc frumos. Și mi-aduc aminte, eram în Texas, înainte să intru în biserică, a trebuit să mă duc să cer la cineva să mă lase să fac o baie. Am fost în Phoenix, am fost în Timișoara și în Deva și am încercat să îmi găsesc problema de care cu care mă confruntam și au zis, doctor, n-ai nicio problemă. Puteam să sun la proroc și n-am făcut-o. Puteam să fug la ungeri cu un de lemn, cu zecile și n-am făcut-o. Mi-am dat seama că dacă Dumnezeu m-a băgat în cuptorul ăsta, are un plan cu mine. Mi-am dat seama că Dumnezeu are ceasul Lui și am așteptat răbdător să vină ceasul acela. În Chicago Dumnezeu mi-a vorbit fără să cer eu cuiva, fără să doresc eu asta neapărat, Dumnezeu mi-a spus, mai este puțin și apoi te voi binecuvânta cu vindecare. Iubiții mei, eram într-o zi acasă, deja mă obișnuisem cu medicamentele, mi-au spus doctorii, vezi că ficatul o să ți-l facă praf. Și la un moment dat am întins mâna să iau medicamentele cum le luam de obicei și am simțit că nu mai am nevoie de ele. Nu mai aveam dureri, eram sănătos. Am pus mărturia asta ca să aveți credință și să știți că putem cânta cântarea care spune, eu cred în vindecările divine, că El mă vindecase și pe mine, că El e doctorul cel bun și mare, în El găsesc alin și vindecare. Important e să nu uiți că dacă scoți cozonacul sau pâinea din cuptor și ea nu-i rumenită și nu-i gata, nu poate mânca nimeni. Acolo în cuptorul în care ești, spune, Doamne, dă-mi putere să înțeleg ce ar trebui să schimb. Mă gândeam la mine, când eram sănătos, făceam analize la toți, gratis le făceam. Ați înțeles ce spun? Când am intrat în cuptor, mi-am făcut mie analize. Un alt ceas, iubiții mei, despre care vreau să amintesc, tot așa am treacăt, e ceasul cinei. Ne-am trezit, ne rugăm, avem o relație cu Dumnezeu autentică, suntem gata să înfruntăm prigoana, o dată pe lună, Biserica Pentecostală, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, are Sfânta Împărtășanie, are Sfânta Cină. Are masa în care ne amintim de faptul că Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Și Biblia spune prin Iisus Hristos, nu o să mai beau acest rod al viței până când îl voi bea cu voi din nou în împărăția lui Dumnezeu. Iubiții mei, observ o tendință, tot mai puțin oameni vin la cină. Observ oameni, despre cum spunea fratele Darius aici, în loc să rezolve prin relația cu cei de lângă ei problema care o au, știu ce fac, amâncină. Deși Biblia spune altceva, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să amâne, nu? Și așa să mănânce. Scopul cercetării nu e amânarea. Scopul cercetării e apropierea de Domnul. O soră în Italia au simțit la un moment dat în apartamentul în care era într-o zi anume o prezență demonică. O simțit un duh care era acolo în casă și a început să urle sângele Domnului, sângele Domnului, jertfa de la Calvar. Și au auzit ce a spus demonul în așa fel încât i-au auzit. Care sânge, zice? Că de 2 ani ai luat cină. Iubiții mei, în această seară evangelizarea e și pentru prietenii botezați, nu doar pentru aia nebotezați. Asta m-a spus Domnul să spun. Nu cumva am ajuns să nu mai luăm cina, nu cumva am ajuns să nu ne mai apropiem. Mă rog astăzi Dumnezeu să ne trezească, pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Tu îți dorești mult? N-ai cum să ajungi la masa din cer dacă nu ieși și la masa de aici. N-ai cum să spui, eu nu vreau să particip la masa aici, dar în cer o să fiu în față. Nu. Cine e aici la masă cu Domnul, va fi și în cer cu Domnul. Ajută-ne, Doamne, la asta. Un alt ceas, iubiții mei, pe care vreau să vorbesc, e ceasul pocăinței. Ioan 5:25, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Și cei ce îl vor asculta vor învia. Nu-i vorba de înviere aici, care va avea loc atunci când va suna trâmbița, ci vorba de învierea, de trezirea Duhului din noi. Poate în seara asta o să spui, mama, am auzit cântări, am auzit predică, am simțit ceva special. La filarmonică sunt cântări mai faine, te gândești tu, da? Oratorul mai bun ca Boariu sunt cu milioanele, dar am simțit ceva ce n-am simțit la filarmonică, n-am simțit la teatru, n-am simțit în alte părți. E Duhul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. El vine să atinge inima ta, Duhul tău care până acum a fost mort și îl aduce la viață dacă îi dai voie să facă lucrul ăsta, dacă ești de acord să facă lucrul ăsta. Iubiții mei, ceasul acesta al pocăinței, repet, ceasul acesta al cercetării, nu e în mâna noastră. Am un prieten în județul Arad,
în urmă cu mai bine de 10 ani, într-o seară a fost chemat de urgență să meargă la căpătâiul unui om care a zis: n-am fost în viața mea la biserică, nu cred în Dumnezeu și nimica nu cred. Dar au zis: mă, nu, să nu mor ca un ateu, ca un om, bă, nu? Sunt într-o Românie care se declară creștină și omor așa ca un ateu. Și au zis: chemați-l pe pastorul de la Pocăieți, să vină să mă așa o rugăciune când închid ochii să zică pentru mine. A venit pastorul, prietenul meu, s-o ruga pentru el, dar apoi a vorbit despre Domn, despre calvar, despre iertare, despre mântuire, despre botez. Și omul ăsta a mișcat, a zis: domnul pastor, dar pentru mine mai este vreo șansă? Așa bolnav cum sunt, mai are Dumnezeu nevoie de mine? Și mi-a zis pastorul: mă, nu Dumnezeu are nevoie de tine, tu ai nevoie de Dumnezeu. Și a zis: domnul pastor, dacă așa stă lucrurile, eu în seara asta mă mărturisesc și în seara asta vreau botezul. Și pastorul, văzând cât de grav este cazul, l-a botezat. Vă dau o veste bună: omul ăsta trăiește încă astăzi. Exact în aceeași perioadă, era un om care, ca și alți prieteni în prezența aici în seara asta, a venit la zeci de evanghelizări. Știa ce trebuie să facă, dar el spunea încă nu. Când a văzut ce bolnav e, l-a sunat pe pastor și a zis: frate pastor, nu trebuie să-mi predici, să te rogi, numai să-mi faci botezul. Eu știu ce trebuie să fac, dar vreau să îl fac, să nu mă duc nebotezat în mormânt. A venit pastorul cu haina de botez, cu Biblia, cu tot, s-o lua cu vorba, o trecut o oră, două. Și au zis pastorul: dar m-ai chemat pentru ceva. Domnul pastor, m-am gândit bine, cred că duminica viitoare e mai bine. Era duminica seara. Cred că duminica celălalt ar fi totuși mai bine să fac. Miercuri seara a murit, nemântuit, nebotezat. Pentru că, dragii mei, ceasul pocăinței este în mâna lui Dumnezeu. Ocazia pe care El o creează este când? Cuvântul preferat al diavolului știți care este? Mâine. O vorbit Domnul în Bihor la un tânăr în urmă cu 3 luni de zile. Știu cazul. Și-a zis: e ultima predică pe care o asculți, ultima chemare care ți-o fac. Stați liniștiți, de ce? E mort astăzi. E plecat în veșnicie. Unii au 100 de ocazii, alții au doar una. Nu știu câte avem. Ceea ce vreau, ce știu, este că în seara asta pot să mă pocăiesc. Doamne, ajută-mă la asta. Un alt ceas pe care îl amintesc, mai amintesc două și închei. E ceasul slujirii. M-am pocăit, iau cina, slujesc, mă rog, trebuie să și slujesc. Biserica Pentecostală nu dă ajutor de șomaj. Să știți. Nici pensie nu dă. Vorbesc din punct de vedere spiritual. Pensia e în cer, dividendele sunt în cer. Aici nu mai investim. Biblia spune în Fapte 16:33: temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Vreau să vă întreb, cine a făcut rănile astea? Temnicerul le-a făcut. Temnicerul. Știți ce am observat? Am văzut oameni care fac răni și lasă pe pastor să le spele sau pe comitet. Zice, rezolvați voi, zice. Eu mă duc la următorii, să-i curentez pe următorii. Nu. Omul ăsta, când a fost față în față cu cântările acelea frumoase, cu acea mărturie frumoasă, când a văzut ușa care s-a deschis, cătușele care au căzut, o zis: mă, deja v-a să deschid cătușele și inima mea să se deschide. Și o zis: Pavel, eu v-am bătut acum 2 ore, acum 5 ore v-am bătut, zice. Tot eu vă spăl rănile. Vreau să te întreb astăzi, când ai spălat o rană ultima dată? Când a fost ultima dată când ai luat un ștergar și ai spălat picioarele cuiva? Era bogatul din Luca 16 în locuința morților și își dorea picuri de apă. Știți că cine nu-și împarte fărămiturile n-are nici măcar picuri de apă parte? Ani de zile la ușa lui zăcea Lazar și o zis Lazar, șeful zice: nu-mi trebuie nici pereu, nici sarmale. Fărămiturile, dacă îmi dai voie să le culeg de pe masă, mi-e suficient. Și o zis bogatul: nu. Nu. Iubiții mei, ne întreabă Dumnezeu astăzi, ne-am identificat slujirea, ce vorbeam aseară, ne-am identificat chemarea. Obișnuiesc când sunt în țară, când sunt în România, să iau 2-3 copii cu mine, în special băieții de la mijloc, că iau ei centru de greutate în familia noastră. Ați înțeles ce spun? O crezut Ianis că asta e un compliment, până și-o dat seama că nu-i compliment și o să nu mai spui lucrul ăsta în viața ta, zice. Obișnuiesc să iau pe ei doi pe unde mă duc în țară, cam peste tot, pentru că dacă iau pe ei doi acasă, e ca și la ONU, știi? Pace. Ca la NATO. Știți? E tot în regulă. Și unii ori plec de joi cu ei până duminică seara și eram în Vâlcea la ultimul program în weekendul acela,
Era duminică seara și am spus către frați, nu stau la masă. Vreau să ajung acasă cu băieții, să facem o rugăciune împreună cu ceilalți, mâine școală. La ora 8, 8 și 5 am ieșit imediat din biserică cu băieții să mă duc la mașină și în spatele meu auzeam pe cineva care venea pe pietriș, ca și un cărucior ăla care îl învârță așa de roți. Și m-a strigat cineva din spate, m-am uitat, era o femeie, amândouă picioarele tăiate. Și o zis, frate Cristi, numai puțin, zice, numai puțin. Eram 100% sigur că încă o persoană care zice, lucrați la miros, de ce eram și eu nevoie. Că în fiecare zi auzim 10 de telefoane pe linia asta. M-am întors, din respect pentru că am predicat, din respect pentru ea că mă striga, m-am întors și am zis, cu ce pot să vă ajut? Țineau un plic în mână. Și au zis, frate Cristi, am auzit și știu că vă ocupați cu cei săraci. Aici am 10 uiala. Și vreau din toată inima să luați plicul ăsta și să-l duceți la cineva care are nevoie. M-am uitat la plic și m-am uitat la ea și am zis, dumneavoastră aveți nevoie. Am zis, nu, eu de la cei cu picioare aștept, nu la cei fără picioare. Și cred că Dumnezeu tot la fel face. O zis, frate Cristi, zice, lasă-mă să-mi fac asta în cer, nu te împotrivi, zice, lasă. Între timp vine un bărbat lângă ea, n-am știut cine e inițial, și-o zis, el e soțul meu. M-am gândit, mă, probabil diabet, acum a avut operație recent. Auziți, și sper să mă audă toți băieții și fetele din sală. Frate Cristi, când m-am căsătorit, eu tot la fel eram fără picioare. El e soțul meu, așa m-a luat. În momentul ăla, nu mă mai grebe să plec acasă. Mi-am dat seama că stau față în față cu niște eroi ai lui Dumnezeu. Și acum ascultați continuarea. Avem 7 copii și toți sunt în biserică. Am uitat că trebuie să mă grăbesc, am uitat că trebuie să mănânc. Am stat și m-am uitat la oamenii aceia. M-a sunat recent sora asta și au zis, frate, chestii cu familia noastră, cu tot neamul nostru, vrem să luăm o zi de post pentru tine. Dacă Dumnezeu să mai îndură, să mai dea har din când în când la câte o predică, să nu uitați că Cristi Boariu e zero. Dar în fața lui mai stă câte o femeie în cărucior, mai stă câte o văduvă, mai pune genunchiul jos. Nu-i vede nimeni pe YouTube și nici pe Insta, dar îi vede cerul. Ai un ceas al slujirii? Voi vă imaginați că Dumnezeu va ridica pe oamenii ăștia în picioare la judecată și ne va închide gura la toți? Și în ultimul rând, ceasul plecării. Ioan 13:1, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la cap. Știți unde doare dragostea cel mai tare? La spini, la cuie. Până aici a fost frumos, alergau mulțimile după el, mâncau gratis, oamenii erau vindecați. L-au iubit mult pe Iisus, că l-au făcut mult bine. De aici a urmat greu. Și în căsătorile noastre de multe ori e la fel. Tot e ok până vine Alzheimer-ul. Până vine diabetul, cancerul. Știți că dragostea adevărată aici se vede. Ghețimani, Calvar, unii vor direct înviere. Nu există înviere fără Ghețimani și Calvar. Iisus știa că vine ceasul plecării. Tu ești conștient că vine ceasul plecării și în dreptul tău și în dreptul meu? Mi-a scris acum 2 ani pe Facebook un băiat din Anglia, frate Cristi, mă numesc Solomon, am fost la niște investigații și au zis, doctorul, cam tumoare. Să vă rugați pentru mine. Mi-a scris iarăși, frate Cristi, mi-a zis doctorul că mai am un centimetru până la inimă, să ajungă tumoarea până la inimă. Mi-a recomandat să mă duc în țară, să-mi îmbrățișez soția și fetele. Frate Cristi, trebuie să plec, dar nu sunt gata să plec. Frate Cristi, un centimetru. I-am zis, cheamă un diacon, un presbiter, un păstor, mărturisește-te. Când a ajuns la Nădlac, la intrare în țară, m-a mai scris un mesaj. Și-a zis, slava-mă, sper să ajung până acasă. Nu știu câți milimetri mai sunt, dar sper să ajung.
M-am uitat din când în când următoarele zile pe Facebook și știți că într-o zi pe profilul meu, când o să intrați, o să apară că-s offline. La WhatsApp scrie last login sau last online, ultima dată când a fost online, și spune dat. Nu mai intrase Solomon pe internet. Într-o dimineață m-a sunat un prieten și-o zis, Cristi, Solomon a plecat în veșnicie. După vreo 3 săptămâni a intrat nevasta lui și-o zis, frate Cristi, așa de pustie casa asta. Două fetițe orfane și o soție distrusă. Vreau să vă fac conștiință astăzi că cel mai sigur lucru e moartea. Și pentru cel mai sigur lucru ne pregătim cel mai puțin. Când am luat biletul de la Sibiu la Madrid, nu l-am luat în ziua plecării. Bagajele nu mi le-am cumpărat pe pista avionului și cămașa nu mi-a încălcat-o în avion. Eu am avut timp câteva săptămâni, câteva luni să mă pregătesc pentru plecare. Biblia spune în mai multe locuri să ne pregătim. Dar câteva locuri Biblia spune fiți gata. Știți ce fac românii și spanioli și alții? Știți ce fac? Când trebuie să se pregătească, pierd vremea. Am mai auzit eu din așa, zice. Anul viitor, când mai aveți evanghelizare, să mai chemați, mai vin și anul viitor. Când trebuie să se pregătească, ratează ocazia. Când trebuie să fie gata, ne sună disperați. Vreau să mă pregătesc. Unii n-apucă să mai sună. Iubiții mei, n-am semnat contract cu moartea să ne anunțe înainte să vină. Nu i-am spus cu 2 săptămâni să mă anunț, să am timp de botez, să am timp acolo, poate mai prind o cântare de fanfară, poate o chemare în față. N-am prins. Vine o zi când trebuie să pleci. Și mai spun ceva. Niciun avion, Sibiu, Timișoara sau Cluj, nu stă pe pistă pentru că Cristi Boariu nu a ajuns la timp. Pleacă. Vine ziua când Biserica lui Hristos va zbura spre cer, când va ninge de jos în sus. O să vedeți copii care vor urla. O să vedeți părinți care o să zică, de ce nu m-am predat? O să vedeți soți și soție care au stat împreună numai din cauza pruncilor, nu și-au vorbit ani de zile. Cu regrete, târzii, prea târzii. N-ai vrea în ziua aceea când noi plecăm să vii cu noi. Închei spunându-vă că cea mai valoros lucru nu-s banii, că bani poți să faci oricând. Mergi într-o zi la serviciu și mai ai făcut 100 de ori sau 80 cât aveți pe zi, nu știu. Dar au zis Dumnezeu, niciun cot nu putem să adăugăm la lungimea vieții noastre. Cel mai important lucru nu-i banul, ci timpul. O întreba David, care era și proroc, nu doar împărat. Doamne, cu ce ar trebui să măsor lungimea vieții mele? Și tot el a răspuns că era profet. Și o zis, iată că palma mea, zilele mele sunt cât un lat. Știți că palma în sus diferă ca și lungime la noi. Ca și lățime e aproape la fel la toți. N-are nimeni 7 degete. Și o zis David, Doamne, centimetru, milimetru, kilometru. Și o zis, Doamne, nu, palma. Când mergi acolo la cimitir și pui mâna pe cruce, cât e palma ta, atâta e liniuța dintre data naștere și data morții. Te-ai gândit că de o liniuță depinzi o veșnicie? Ești pregătit să vă zbori? Să pleci? Haideți să ne ridicăm în picioare, este ora 8 fix. Ceasul lui Dumnezeu încă mai bate a îndurare, a milă, a iertare. Și vreau să facem o rugăciune acum la final. Dar vreau să închidem cu toți ochii întâi, absolut toți. Și dacă este cineva care a fost mișcat de acest mesaj și este în sală undeva și vrea să ne rugăm pentru el, pentru pocăința lui, pentru întoarcerea lui, pentru o viață nouă, eu o să țin ochii deschiși acolo unde sunteți, ridicați-vă rog o mână sus. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze, cel puțin 20 de mâini ridicate. Oameni care au înțeles că trebuie să se pregătească.
Dacă aici întrețineri la fanfară, văd aici doi băieți, Domnul să-i binecuvinteze. Dacă mai este cineva, Domnul să te binecuvinteze. Iubiții mei, ne apropiem de momentul când cortina peste lume se va trage. Domnul să te binecuvinteze. Vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu cu responsabilitate. Predica asta se va apropie mai mult de iad dacă o respingeți sau mai mult de cer dacă o acceptați. Aș vrea în seara asta să mai scrie Dumnezeu nume în cartea vieții. Aș vrea Dumnezeu să mai scrie nume și să mai împartă haine albe. Aș vrea să ne rugăm cu toții din toată inima și în timp ce noi ne rugăm să luăm decizii noi. Într-un mod special ne vom ruga pentru cei care au ridicat o mână sus. Nu o să-i mai chem în față. Dar vă rog frumos, dacă aveți ceva de mărturisit, rămâneți cu fața slujitor. Dacă vreți să vă înscrieți la catecheză, înscrieți-vă. Prețuiți vremea, au zis Pavel, căci zilele sunt rele. Ne rugăm. Amin.